să se anunță o cursă lungă. Am făcut și prima oprire. Am bate vântul. Ce mișto e să stai în dreapta. A intrat colegul la treabă. Da, scârba asta. Aici descărcăm macaraua asta. Mamă, să-mi bag pula, am făcut o trântă. Cred că mi-am belut și genunchiul și mâna de aici, din cot și de aici. Bună, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog cu The Man Driver. Bine ați venit pe insula de gheață. Astăzi se anunță o cursă lungă de aproximativ 500 de kilometri dus, 500 de kilometri întors. Din păcate, nu mă duc singur. O să mergem în echipaj ca să ne ducem și să ne și întoarcem și ne apucăm de treabă de acum. Trebuie să deconectez remorca și să mă duc să o conectez pe cealaltă. Din păcate, mă duc în echipaj. O să fac un echipaj, cu toate că nu mi-aș fi dorit. Aș fi preferat să mă duc singur încolo. Da, na, asta e treaba. Dacă așa zice șeful, așa facem, că n-avem încotro. Vremea este destul de capricioasă astăzi pe Reykjavik, pe zona asta. O să văd cum e vremea și prin nord. Deci am văzut mai târziu, o să fie vreme decentă. Am ajuns aici la firmă și trebuie să iau trailerul ăla roșu de acolo și trebuie să-l extindem. Avem niște grinzi de 17 metri. Trebuie să-l extindem cu 3 metri. Da, o să fie colegul aici deja să instala cu căștile. A zis că să își pună căștile pe urechi să nu mă mai audă. Să mute prostie ce e de mașinărie, să mă pot băga eu sub remorca. De data asta o să mă doară fix în cur de colegul și o să filmez, indiferent ce o să fie. O să încerc să filmez cât mai mult, să fac niște vloguri cât mai interesante, dacă tot am prins ocazia asta. Posibil să ne mai trimită un cu cursă. Au fost, de exemplu, băieții patronului au făcut două curse cu în echipaj amândoi, deci au condus amândoi, că unul când celălalt. Pentru că e o distanță de aproximativ 9 ore dus, 9 ore întors și probabil 4 jumate cu 4 jumate, 4 jumate cu 4 jumate. E destul de lung traseul ăsta, dar na, ce să-i faci, dăm înainte așa cum e. Băieții, bineînțeles, au fost cu un Volvo de 750, eu mă duc cu o părjală de 510. A, nu contează. Băiețelul meu mă ține în viață. Îi place de mine. Să nu vă țin prea mult la taclale, la vorbă, că eu de obicei vorbesc cam mult. Oricum vlogul probabil o să fie lung, mai mult ca sigur lung, dar vedem noi. Și prima oprire, am bate vântul. Fac o scurtă verificare. Dacă vedeți, e mai lung, mai lungă remorca.
ca să încapă, că n-avem voie să conducem fără asta. Fără, n-avem voie să conducem cu grinzile ieșite în afară. Prima oprire, după care o să ne schimbăm mai târziu un pic. Intră pe cardul 2, colegul bagă, conduce el de acum. Bă, da, lung e nenorocitul ăsta, nu să moară masă. Facem și o scurtă verificare la chinci. Colegul se bage dus până la destinație și întors, probabil până aici. După care o să intru eu la întoarcere la condus. Ne-am luat ceva de mâncare aici. Haide, băi, deschide. Hai. Aha. Ce mișto e să stai în dreapta. A intrat colegul la treabă. Da, scârba asta de remorcă merge strâmb, frate. E cu vreo 15-20 de centimetri mai în dreapta. Trebuie să alimentez cu niște motorină. Până una alta o să fac o verificare la remorcă. Vedem dacă e totul în regulă. Pe aici. Nu știu de ce scârbele astea nu se retrag până în capăt. Da, păi astea n-au mai fost gresate din 1760 toamna, mâncava și gura voastră. Nimic. Nimic. N-au pic de vaselină astea în ele. E și normal. Au ce cauciucuri are. Ai de viața mea. Aureu. Cineva a trântit-o. Sper că n-am fost eu. Aia, dar nu e mai veche asta. Trătit-o bine chiar. Ia să vedem. Da, căcat. Uite și aici. S-a dus dracu. Tot în regulă pe aici. E totul hidraulic. Vedeți și astea de aici. N-au mai fost gresate de când era Moș Crăciun. Fată mare. Acum o să intrăm într-un tunel. Se plătește tunelul respectiv, dar noi nu plătim nimic momentan. Și să vă zic imediat, nu știu exact cât are, dar impresia că how long is this tunnel? I'm not sure. Da. Undeva la 6 km, cred. Ceva de genul ăsta. E, nu e terminat de mult. Are undeva, cred că la vreo 2 ani jumate de când l-au terminat. Și aici au descoperit, să vă zic o mică istorie, aici au descoperit un izvor de apă termală și toată apa curge undeva la intrare în tunel, pe unde am intrat noi acum. Și a fost o volă la noi care a lucrat aici, dar vola e numai, e terminată, e moartă de tot. Motorul nu mai trage, izvorul termal a fost cumva deviat pe dedesubt. Undeva pe sub asfalt și a
aici întotdeauna e mai caldă, sunt vreo 20 ceva, 30 de grade. La un săpat la asta anumește, cred că în jur de vreo 2 ani jumate. 2 ani jumate l-au terminat și scurtează drumul cu aproximativ 25 de kilometri, care pe timp de iarnă e destul de nasol. Au crescut la 26 de grade înăuntru. 26,5. Și probabil mai crește. Super cald aici înăuntru. Genunchiul și mâna de aici, din cot și de aici. Așa e când ești tolomac, ești prost, de te bubuie neamul. Puți câte un măte. Am avut Am pus grinda asta aici, deasupra. Stai că nu pot să țin mâna dreaptă. Am pus grinda asta aici, am urcat sus să desfac lanțurile și am călcat aici și am vrut să pun piciorul acolo, jos. Și mi s-a agățat bocancul de marginea asta aici. Și zic, drang! Ah, m-am dus aici și m-am prăștit pe jos. Mutăm camionul în partea cealaltă pentru că grinda aia altă este mai mică, mai scurtă și trebuie pus acolo. Nici nu... Aia. Eu când am văzut prima oară macaraua asta, am început să râd, am zis că, bă, ce dracu mă ridică ăsta 11 tone, cât dracu are, 11-12 tone cât are o grindă din asta. Am zis că dea o morție de macara, că nu e. Și spre surprinderea mea, da, își face treaba, adică lejer își face treaba. Da? Dacă știi cum și mai ales că e și puternică, nu e. Eu ziceam că e mică, că bla bla. Da, da.
Hai să nu. Uitați-vă ce lung e. Cam așa aș face treaba. Învârți prea repede. Colegul ăla meu, aia. Aproape mai se atingă cabina în partea cealaltă. Au. Da. E bine. Bă, la ce mă doare mâna stângă, bă, băiatule, să vede că am îmbătrânit, tată. Să vede că am îmbătrânit. Am terminat, acum trebuie să dea colegul înapoi, să strângem remorca. Nu-i trasă, e trasă. Oh, man. Oh.